Lăviți să fie, Domnule! Sunt într-o vizită foarte scurtă. Ieri am fost la un mormântare, la un coleg de-al nostru. S-a încheiat slujba aproape de tot și am plecat la aeroport. Am ajuns azi seara, azi as noapte. Aici uh, am trecut așa de repede prin somn scurt. Și uite, a mers și timpul de închinare, parcă a zburat. A fost un moment așa de frumos. Mai sunt, știu minute și ajungem la nuntă. Se va termina și nunta și dimineața voi fi din nou pe avion și plec acasă. Și mă gândesc că poate și voi aveți senzația asta. Nu? Ei se, țin tare de mână, căsătoriți proaspăt și noi discutăm de 20, 30, 40 de ani de căznicie și când i-am văzut aici mă gândeam, parcă ieri eram și noi, parcă la orice întrebare n-aveam decât un răspuns. Suntem împreună, ne iubim, ne-a pus Domnul și așa mai departe. Și uite că viața zboară. Timpul trece, trecem noi. Important este să nu uităm cine am fost, cine suntem, cum de suntem, cine suntem și mai ales ce vom fi. Uh, era Pavel între niște ziduri, nu astea din spate, mai reci decât ce este aici, templul ăsta din Efes. Dar erau și acolo pietre, mortar, uh, mucegai probabil, Închise în lanțuri, și în timp ce stătea acolo și amintește de un oraș, un oraș în care a vestit Evanghelia, un oraș în care s-a dezlănțuit puterea celui rău, templele nu erau decât interfața idolilor. Și idolilor, în cazul nostru, zeița Diana, nu era decât interfața Demonilor care erau în spate. Și se gândea Pavel: A fost un moment foarte puternic acolo când mii de oameni conduși de pe bancheta din spate de cel rău, deși la cuhățurile birgei părea că este șeful argintarilor. Mii de argintari din breazla lor au început să strige fără încetare ore în șir. Mare este Diana. Este cea mai mare. Se gândea probabil ce a simțit atunci. Ce presiune emoțională, știți ce s-a întâmplat. Știți pericolul în care se găsea atunci. El, lucrarea, slujiria. Deși era sigur că Dumnezeu l-a dus acolo. Că Dumnezeu acolo vrea să se așeze o împărăție, să clădească o biserică puternică. Și în timp ce se gândea la tot ce s-a întâmplat acolo, la toate forțele celui rău care s-au declanșat și a dus aminte că până la urmă, în ciuda tuturor acestor lucruri, acolo un efes și le scrie, voi prin har Ați fost salvați. Că nu au putut să vă țină religia, formele lor de închinare, demonii care stau în spate. Pavel spune de altfel, un idol este tot una cu nimic. Problema care este ce stă în spatele unui idol, pentru că ce jertfesc neamurile, jertfesc demonilor, jertfesc dracilor, nu icoanelor, nu idolilor, nu duc la templu, ei asta văd în spatele lor. Este cel puțin un demon. Dar important, spune Pavel, voi sunteți salvați. Sunteți salvați prin har, sunteți salvați prin credință și asta nu vine de la voi, nu aveți niciun fel de aport. Spune, este absolut totul. Tot ce vi s-a întâmplat vouă a fost posibil exclusiv ca un dar de la Dumnezeu. Dacă astăzi suntem cine suntem, suntem lucrarea Harului. Dacă astăzi avem ce avem, avem exclusiv prin Har. Dacă vom ajunge să fim în eternitate și cred că vom ajunge să fim acolo cu Dumnezeu pentru totdeauna, vom fi tot prin Harul Lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! M-au întrebat de multe ori frații, cum am studiat Biblia, cum studie Scriptura și le răspund foarte simplu, pe cărți. Am uh, găsit deprinderea asta de vreo 20 și ceva, 30 de ani. În afara de uh, fuga aia repede prin scriptură, că trebuie să dăm un îndemn, că trebuie să pregătim o predică și așa mai departe. Proiectele mele de studiu în care am crescut au fost pe cărți. Luam cărți din Noul Testament, din Vechiul Testament și le transformam în proiecte de un an, un an și jumătate sau doi sau trei ani de zile. Și în afară de celelalte lucrări pe care le făceam, știam că este angajamentul meu pentru o anumită perioadă de timp să muncesc. Și înainte să merg la comentarii, înainte să merg să văd ce spun și specialiștii și așa mai departe, mă asiguram că am ajuns să cunosc destul de bine, nu doar litera și spiritul cărții respective. Să o citesc, să o recitesc, să o citesc, să o recitesc, să o recitesc, să o recitesc, până când o am ca o imagine de ansamblu. Dacă aș ieși din spațiul ăsta de aici, prin sălele, cred că -aș, celelalte săl m-aș rătăci, pentru că nu cunosc clădirea voastră. La fel se întâmplă și cu o carte. De multe ori ai impresia că te știi mișca undeva într-o zonă unei cărți, acolo de unde facem mereu referiri și citate. Nu înseamnă neapărat că cunoaștem cartea respectivă, și apoi, pe măsură ce uh, reușeam să mă familiarizez cu cartea, începeam să-mi pun întrebări, apoi să o împart pe paragrafe, pe pasaje, să caut ideile centrale și să merg mai departe. Așa s-a întâmplat că am lucrat mulți ani și încă continui să lucrez cărți, cărți dificile din Vechiul Testament, Isaia, Ieremia, Ezechiel, Exod, uh, Nu din Noul Testament, epistolele cele mai uh, dificile. Sigur, în, în animei de maturitate spirituală am ajuns la Romani, am ajuns la epistola către evrei. Am lucrat 20 de ani aproape, așa, un proiect, cel mai lung proiect, la Cartea Apocalipsei, pe care unii dintre dumneavoastră știți că am scos-o. Probabil de la slujbele viitoare se va găsi undeva și pentru dumneavoastră la Biblioteca Bisericii. Vedem cum va fi cu frații. Dragii mei, știu de ce sunt aici și nu vreau să întind vorba. Frații mi-au încredințat, odată cu invitația care m-a surprins și mi-a făcut plăcere să vin să fiu împreună cu dumneavoastră, mi-au încredințat. Un paragraf, apoi a venit al doilea paragraf, frate, Vali, pot să spun acum, când mai scris că trebuie să fie celălalt, eu deja lucrasem pe primul. Uh, am câștigat. Deci am câștigat mult pentru că am lucrat mai mult cu două, trei zile decât era planificat să lucrez. O să vă invit să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să citesc de la versetul 1 până la versetul 10. Știu că primele două versete au fost parcurse. Uh, voi citi și versetul 10, chiar dacă planificarea este pentru versetul 9, pentru că eu consider că versetul 10 este o concluzie la ce se spune de la 1 până la 10, și în același timp este și versetul de tranziție spre următorul paragraf, care poate fi foarte bine început din nou cu versetul 10. Hai să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Ne concentrăm pe ce spune Biblia și vă rog. Faceți exercițiul acesta să ne uităm la timpul trecut, la timpul prezent, la timpul viitor, cuvinte care ne ajută să ne uităm un pic la ieri, să ne uităm la astăzi, la acum și să ne uităm la viitor. Probabil că vă va fi de folos să descoperiți, să folosiți cuvântul aici, revelație, în timp ce citim Biblia. Eu sunt convins că este partea cea mai importantă a prelegerii mele, momentul în care citesc cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă obișnuiți să vă ridicați sau nu, cum considerați să o faceți, Haideți să stăm ridicați atunci, ne concentrăm. Oricum, eu stau mai mult decât voi toți în picioare astăzi, așa că nu-i niciun fel de probleme. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinoară după mersul lumii acesteia după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâiniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin Har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună. Și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăție a Harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni că noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Amin. Vă rog să vă reașezați. Ce îmi place la începutul epistolei către Efeseni Pavel începe surprinzător și te surprinde. Știind că el este pus la închisoare, nu scrie despre faptul că este închis, că este în lanțuri, decât în ultimele versete ale scrisorii sau la capătul scrisorii pe care au primit-o cei din Efes. Felul în care începe scrisoarea, dacă nu știi unde te găsește, nu pare ceva extraordinar, pentru că de obicei Pavel uh, se bucură să vorbească despre Dumnezeu, despre Hristos, despre Biserică. Dar când afli că este pus la închisoare și citești cum începe și despre ce vrea să vorbească la început, poți fi în modul cel mai plăcut surprins. Nu? Din versetul 3 din capitolul 1, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Isus Hristos care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări în locurile cerești în Hristos. Unde era Pavel? Cu trupul. Era în închisoare. Era pus în temniță, era pus în lanțuri. Unde era cu Duhul? Era în locurile cerești. Ce simțeam trup ce-i venea să spună din punct de vedere fizic. Uite unde sunt, sunt nevinovat, scrie că este nevinovat și așa mai departe. Dar în același timp el se gândește la binecuvântările duhovnicești din locurile cerești în Hristos și spune pentru asta, indiferent cum mă simt, indiferent unde sunt, merită să-L binecuvintez pe Dumnezeu. În locurile cerești în Hristos și apoi spune, în El, în Hristos, am fost aleși, s-au explicat, nu o să spun multe, da. În El, în Hristos, am fost înfiați. În El, în Hristos, am fost iertați, am fost răscumpărați. Prin El, prin Hristos, am fost făcuți moștenitori. Și tot datorită Lui, după ce ați auzit Evanghelia credinței, ați primit pe Duhul, ați primit în voi Duhul Sfânt, care este o arvună a mântuirii. Pavel se gândește la cei din Efes, ca oameni aleși, mântuiți, înfiați, făcuți moștenitori și deja asigurați de locuirea Duhului Sfânt în ei ca și părtași firii dumnezeiești. Se gândește la cei din Efes, nu cum ne-am gândit noi sau eu, ce bine le este lor. Eu le-am predicat lor Evanghelia, ei acum sunt liberi și eu sunt închis. Se gândește la ei ca și la niște oameni privilegiați, nu datorită lui, nu datorită slujirii pe care a făcut-o el, deși din punct de vedere natural așa este. Pavel este cel care a pus temelia la Corint, la Efes și în altă parte spune dacă este cineva care merită toată slava și gloria pentru cine sunteți voi cei din Efes, este Dumnezeu. Și cu alte cuvinte spune, haide să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Și apoi începem partea a doua, capitolul întâi, să se roage, nu pentru el nu pentru el. Nu le spune rugați-vă pentru mine, le spune la final. Se roagă pentru ei, se roagă pentru credincioși să crească în cunoștință, în pricepere și mai ales, spune Pavel, să cunoască puterea lui Dumnezeu cea extraordinară datorită căreia ei au ajuns să fie unde sunt. Și ajungem acum la paragraful nostru. Veți vedea o legătură foarte puternică între capitolul 1 și capitolul al doilea. În versetul 1 și 2, Pavel este obligat să scrie despre statutul lor de dinainte, mai ales pentru că în afirmațiile anterioare, în capitolul 1, Pavel vorbește despre puterea lui Dumnezeu, cea extraordinară care a fost necesară ca ei să fie scoși afară. Și dacă cineva care citește acum epistola se întreabă de ce era nevoie de o putere extraordinară, de ce trebuia să fie ceva excepțional pentru ca oamenii aceștia să fie izbăviți, de ce ei n-ar trebui să uite niciodată, este pentru că spune Apostolul Pavel în versetul 1 din capitolul 2: Voi erați morți când trăiați în păcate. Adevărul pe care îl transmite Pavel este foarte simplu, radical și foarte dur. Viața trăită în păcat este moarte. Punct. Și când te gândești din perspectiva asta, s-a vorbit despre învierea lui Lazar sau despre paragraful cu învierea lui Lazar. Lazar a fost înviat, dar a murit din nou. Dacă asta este o minune ca cineva să învieze din morți, cea mai mare minune, este ca cineva să fie adus din moartea spirituală la viață pentru totdeauna. Și aici, Pavel spune foarte clar: voi erați morți în greșelile, în lucrurile pe care le făceați din eroare, în păcatele voastre făcând din alegere, trăind din alegere, în păcate, în păcatele în care trăiați, adică erați conștienți că le faceți, nu le nu era, exista un păcat de accident și trăiați în felul acela, era stilul vostru de viață, era o iluzie faptul că trăiați, dar de fapt din perspectiva lui Dumnezeu erați morți. Menționează foarte bine că era în spatele uh, a ceea ce se vedea a vieții lor era Duhul neascultării, era Duhul care lucrează și acum în fii neascultării și o forță care îi ținea pe oamenii aceștia în păcate. Omul care este controlat, spune versetul 2, de sistemul viacului acestuia, vorbește în versetul 2 despre omenirea care este dominată de chipul viacului în care trăiește. Și spune Pavel, pentru îndurarea lui Dumnezeu, în Roman, capitolul 12, nu vă mai potriviți tipului viacului acestuia pentru că voi ați fost salvați de acolo. Vorbim aici despre uh, ideologii, vorbim aici despre sisteme juridice, vorbim despre structuri politice și de altă natură prin care cel rău uh, controlează lumea aceasta. Ființa umană despărțită de Dumnezeu trăiește 100% sub domnia celui rău. Pot fi oameni religioși, pot fi oameni care să facă fapte bune, care să aibă fundații, ONG-uri, cum spunem noi în România, organizații neguvernamentale, care se câștige foarte mulți bani și să investească în, știu eu, echilibru ăsta climatic, în a rezolva problemele din Africa a celor care mor de foame, în a eradica diferite boli. Plătind sume imense în cercetare medicală și așa mai departe. Și să aibă impresia că dacă cheltuiesc banii ăștia în niște scopuri bune, uh, ei chiar trăiesc și au un sens al vieții. Pentru că și aici, Satan, Poate să le spună unora ceva de genul ăsta, oricum, tot ce este viața de aici, dacă poți să-ți o faci fericită și lungă pentru tine și pentru generația care vine după tine, merită toți banii tăi. Pe alții se mintă să spună, dacă faci fapte bune, faptele tale bune le vor acoperi pe celelalte rele. Faptele tale bune, banii pe care ai dat și așa mai departe, vor acoperi păcatele și Dumnezeu te va primi în cer și nu vei merge în judecata finală pentru că faci fapte bune. Indiferent indiferent ce stil de viață are cineva, odată ce acestea sunt în afară de o legătură și o conectare cu Dumnezeu, viața asta este numită de scriptură moarte, o moarte din care doar Dumnezeu ne poate scoate afară. Adică, toți oamenii trăiesc înăbușiți într-o mare a neascultării, o mare a miliardelor de oameni care trăiesc în neascultare de Dumnezeu. Imaginați-vă acum, Evreii din uh, uh, biserica, din Efes, ce bine se simțeau ei când Pavel face descrierea din versetul 1 și 2. Pentru că asta-i viza pe ăștia de la temple, pe ăia de la celălalt templu, pe ceilalți cu ceilalți idoli. Și se întoarce frontal versetul 3 și spune cât se poate de clar că de fapt lucrul acesta privește pe toți oamenii. Uh, versetul 3 în care introduce de fapt o a treia forță care domină pe oameni. Forța firii pământești. Între ei eram și noi toți odinoare când trăiam în poftele firii pământești. Firea pământească înseamnă natura umană cu toate limitările ei, în general. Vorbim de carne, vorbim de lucrurile care ne plac să le vedem, să le atingem și așa mai departe. Și care, de multe ori, Dumnezeu spune nu le luați și nu le atingeți. În al doilea rând, Biblia vorbește despre o lege din carne, când vorbește despre firia pământească, în Roman 7, când vorbește lupta firii împotriva Duhului, vorbește despre o lege a cărnii, o lege a cărnii care mă ține rob păcatului și morții. După legea din mintea mea îmi place ce vrea Dumnezeu, dar văd în mădularele mele, în firea mea pământească o altă lege, un alt ordin care nu mă lasă să fac ce vreau cu mintea, care nu îmi permite să ajung la ceea ce aspir. Și această lege din carne mă ține rob legii păcatului și morții. Mă domină! Pavel se referă la așa ceva când scrie aceste versete. Această lege a firii, despre care spune apoi în versetul 2 din capitolul 8 în Roman, că este învinsă, că este distrusă de legea Duhului de viață în Hristos. Adică, Trăind sub imperiul legii firii pământești, niciun om nu se poate desprinde. Ca cineva să poată fi rupt din firea lui pământească, era nevoie de legea Duhului de viață în Hristos. Trebuia, trebuia să moară Hristos. Nenorocitul de mine încheie omul în bătălia finală înainte să se pochească. Nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte. În această expresie, omul acela care realizează cine este Dumnezeu, cine este El, dilema cu care se confruntă și neputința de a se desprinde din păcate, se vede nu un om bun, moral, religios, care are o credință, care are nu știu ce și așa mai departe, se vede un nenorocit care are nevoie de un izbăvitor. Slavă Domnului! Că avem și izbăvitorul. Izbăvitorul este Hristos, Domnul. Venind și murind pentru noi, ne-a izbăvit, ne-a eliberat de legea aceasta a firii pământești. Firea pământească este o influență devastatoare. Frați și surori, tineri și mai puțin tineri. Am ajuns la vârsta la care pot să spun foarte sigur. Problema luptei împotriva firii pământești nu este o chestiune doar pentru cei tineri. Roman 12. Nu este un text pe care Pavel îl adresează tinerilor, cum de obicei facem noi. Mergem la tinere și citim să nu vă mai potrivi chipului viacului acestea. Citiți bine. Este trimis slujitorilor. Vorbește cu cei care sunt implicați deja în slujbă, care își cunosc slujirile, care au influență și autoritate. E clar că e vorba despre fiecare credincioș și pentru fiecare credincioș. Dar mesajul acesta de a nu ne mai conforma chipului veacului acestuia îi privește în primul rând pe cei care au influență în biserică. Pentru că nimeni nu poate spune că a biruit odată pentru totdeauna și a încheiat toate conturile cu privire la lupta împotriva firii pământești. Cât timp suntem în aceste corpuri? Există posibilitatea ca cineva să învingă. Există și șansa să vingă firea pământească. Este o influență foarte puternică. Eram destinați mâniei. Mânia lui Dumnezeu gata să se descopere, așa spune partea finală a versetului 3, mânia lui Dumnezeu gata să se descopere împotriva oricărei necistiri. Aici citesc din Roman capitolul 1 cu versetul 8. ce îmi place aici, și am făcut o aluzie, în versetul 1 începe cu voi, și versetul 3 începe cu: Noi, voi neamurile și noi evrei, voi neamurile și noi evrei. Scoate în evidență faptul că toți oamenii au fost împăcat, indiferent de ce fel de religie ar fi avut până acolo. Neamurile păgâne îndepărtate de Dumnezeu și evrei care aveau o părere foarte bună despre ei. Aduceți-vă aminte. Când Petru vorbește despre nevoia de sfințenie în capitolul 1, spune, noi n-am fost răscumpărați cu argint sau cu aur din felul de șert de viețuire pe care l-am moștenit de la cine? De la părinții noștri. Cui scrie Petru? Evreilor. Evreilor împrăștiați prin diaspora. Evreilor care au devenit creștini spune, știți ce ați moștenit voi de la părinții voștri? Chiar dacă v-ați născut în cea mai importantă seminție a lui Israel, ați moștenit un fel corupt de viață. Ați moștenit ceva ce merita moartea. Ați moștenit de la părinții voștri nu credința, nu o relație puternică cu Dumnezeu. Ați moștenit de la părinții voștri ceva din care trebuie să fiți răscumpărați. Nu doar păgânii și evrei, nu doar oamenii nereligioși, atei, liberi cugetători, toți oamenii care se laudă cu o religie, indiferent care este religia lor. Asta moștenim de la părinții noștri, pentru că asta putem să moștenim natural și fizic, spune Apostolul Pavel, în consecință, toți oamenii sunt păcătoși și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Când studiam epistola către roman și făceam prezentarea pe episoade la Credo TV, am ajuns acolo la un moment dat unde spune apostolul, așa a decis Dumnezeu, să închide pe toți oamenii în neascultare și apoi să se îndure de ei. Și am căutat repede să văd cum rezolvă el treaba asta. Adică cum Dumnezeu a închis pe oameni în neascultare? Sau cum Dumnezeu își permite să închidă neascultare ca să aibă de cine să se îndure? Adică să fie acum dur, agresiv, închide și de aceea zice să vezi, ce, să vezi ce bun sunt eu. Că așa spuneau atei. Atei spun... Vin ei creștinii și vă spun așa, voi sunteți păcătoși, sunteți răi și meritați să mergeți în iad. Și după ce vă aduc panică și frică și vă fac să vă simțiți vinovați, vine și spune, a, avem o veste bună, avem o veste bună. Și ironic, ironic, își bat joc de Evanghelie. Și spun, a venit Hristos și a murit. Asta este religia. Îmi place că Apostolul Pavel înțelege foarte bine Cine este Dumnezeu și cine este El. Deși îi spune la un moment dat, chiar în capitolul 3 din Efesen, vedeți câtă pricepere am și câtă înțelegere am primit de la Dumnezeu în ce privește mântuirea. Când este vorba de lucrul acesta, că toți erau închiși sub neascultare, pentru ca Dumnezeu să se îndure de ei, se oprește, nu explică nimic. Nu își permite să dea nicio explicație, ci doar și stă și se gândește. Nu pricep, nu înțeleg și nu pot explica și răbovnește adâncul înțelepciunii lui Dumnezeu. E un domeniu în care nu pot să spun mai multe. Nu știu de ce a făcut și cum s-a îndurat, dar știu că este 100% în favoarea noastră. Chiar dacă poate părea o nebunie pentru mintea omenească, nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât înțelepciunea lumii acesteia. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu! Îmi place că Apostolul Pavel, când vorbește despre nevoia aceasta noastră de izbăvire, folosește și să știți că nu-i vorba doar în limba română, cei care doriți puteți să mergeți și la greacă și la engleză, folosește mai multe cuvinte când descrie puterile rele, demoni, stăpânitori, conducători, stăpâniri, tronuri, domnii, tot felul de entități și ranguri spirituale, pentru ca să spună că acestea au fost învinse de Hristos. Când citești aceste categorii de domnii, de stăpânii și așa mai departe, încerci să-ți dai seama ce este în lumea asta spirituală negativă. Că nu e așa, îi scara oți, chimichiduțe, e la cucoarne și așa mai departe. Că discutăm de ceva care face ca satan să pară că este omniprezent. Satan nu este omniprezent. Este o creatură a lui Dumnezeu. Dă impresia că este pretutindem pentru că sunt foarte mulți demoni. Dar nu este, pret, nu este Doar Dumnezeu este omniprezent. Doar Hristos este omniprezent. Doar Duhul Sfânt este omniprezent. Adică discutăm de desăvârșiri, de atribute exclusiv divine. Dar există foarte multă organizare în lumea prințului viaculei acestuia. Când citești ce spune Pavel despre asta, îți dai seama ce am semnat, versetul 19, 20, 21 din capitolul 1. Să cunoașteți foarte bine, să vă lumineze ochii, să înțelegeți cine este Dumnezeu și versetul 19, care este față de noi credincioșii. Uitați-vă, vă rog, în versetul 19, nemărginita, nelimitata infinita putere a mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui, putere pe care a desfășurat-o, a declanșat-o, a accesat-o, a pus-o în evidență, așa, atunci când l-a înviat pe Hristos și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Versetul 21. Și l-a așezat Deasupra tuturor acestor puteri, tuturor acestor uh, forțe ale întunericului. Adică l-a luat din moarte, de acolo unde Satan spunea: Îl am, în sfârșit îl am. L-a înviat și l-a așezat acolo. L-a așezat acolo. Și asta pentru că urmează să spună ceva pentru noi. Versetul 4 și 5 cuprinde. Ceea ce aș putea numi punctul crucial al pasajului nostru, reformulat puțin, ar fi ideea centrală din textul nostru. Dumnezeu începe în versetul 4. și propoziția principală continuă în versetul 5. Dumnezeu ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Propoziția principală din cele două pe versete. Dumnezeu ne-a înviat, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, Dumnezeu, asta era situația în care eram, astea sunt forțele care ne țineau acolo, realitatea spirituală era asta, n-aveam nicio șansă să ne desprindem. Oricât de convinși am fi fost noi că e nevoie de mântuire, oricât de multă dorință de schimbare, oricât de multe planuri am fi făcut, oricât de multe reguli am fi respectat, cele șapte de reguli, cele 21 de reguli, cele pat, cei 42 de pași de salvare. Nu există strategie, nu există metode omenești, nu există tipare. Nu veni să întrebați pe fras cum aș putea lăsa de asta. Sunt lucruri pe care le putem face noi. Dar ca să ne lăsăm de lucruri care ne țin sub robia păcatului, este unul singur care nu doar că știe, poate să o facă pentru noi. Și asta înseamnă bunătate și asta înseamnă îndurare. Dacă vă uitați în paragraf. Spune Dumnezeu care este bogat în îndurare, nu doar că se îndură de noi, ne oferă ce nu merităm. Pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, nu doar ne-a spus. Dragostea lui Dumnezeu nu a fost doar o dragoste afirmată, a fost o dragoste exprimată și manifestată în Hristos fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a zis I love you. No, încât a dat a dat pe singurul lui fiu. Nu există, nu există altă posibilitate, nu există nicio altă cale de salvare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Priviți, vă rog, la versetul 6, unde repetă afirmația. Pentru dragostea lui cea mare cu care ne-a iubit. Ce face aici autorul? Spune, ne-a înviat și conjuncția asta și leagă două adevăruri la fel de importante. Nu doar ne-a adus la viață. Imaginați-vă, evreii eliberați din Egipt trecuți de mare Roșie, a dus în partea asta altă. Erau liberi, erau liberi. Unde sunt egiptenii? Unde sunt logofeții? Unde sunt cărămizile? Unde este trecutul? Acolo! Robia! Istorie! Și a spus Dumnezeu în partea altă e Canano. Poftiți! Plecați! Suportau ei să fie liberi? Fără un viitor cu Dumnezeu? Dacă nu vii tu însuși cu noi, nu le lăsa ca să plecăm de aici. Din nefericire, aici se frânge ce ar fi putut să fie o poveste frumoasă a multor oameni. Oameni care vin, se căiesc de păcate, se roagă înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu le iartă vinovăția, Dumnezeu le ridică boala, restaurează în ei situații, Primesc pace în suflet. Vin la biserică. Unii mai se și botează. Și apoi, ușor, 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 pentru că au scăpat de fobii, au scăpat de lucrurile grele, rămân acolo. Scopul eliberării noastre nu este libertatea. Scopul învierii noastre nu este doar viața. Spune: El ne-a înviat versetul 6 și ne-a pus să ședem în locurile cerești împreună cu Hristos. Ne-a făcut părtași puterii lui Dumnezeu. Acea putere care l-a înviat pe Hristos a acționat când pe noi ne am înviat din morți. Aceeași putere ne-a dus la viață prin har sunteți mântuiți, prin credință. Dar nu doar ne-a dus la viață, ne-a pus împreună cu Hristos. Deja, dar nu încă. Deja, dar nu încă. Ce înseamnă asta? Vă aduceți aminte unde l-a așezat pe Hristos? În locurile cerești? Deasupra oricărei domnii, deasupra oricărei stăpâniri, deasupra oricărei autorități demonice. În Roman, în capitolul 5, spune că noi eram sub robia morții, sub domnia morții, până la al doilea Adam, din cauza neascultării celui din tâi Adam, toți oamenii au fost sub robia morții, sub domnia morții. Odată ce Hristos a venit în lumea noastră, ne-a înviat împreună cu El, spune, ne-a pus să domnim în viață, împreună cu Hristos. Rețineți, eram sub domnia morții, moartea domnea peste noi. Și acum să domnim în viață. Nu doar că ajungem să trăim, am scăpat de sub moarte. Suntem aici. Ne-a așezat împreună cu Hristos în locurile cerești. Domnim în viață. Peste cine? Peste ce? Peste toate structurile autorității care sunt acolo peste toate duhurile întunericului. Nu mai suntem sub domnia celui rău. Nu mai facem parte din fii neascultării. Nu mai suntem din natură copii ai mâniei. Noi sunt domnim împreună cu Hristos. E vorba de o realitate spirituală pe care Biblia ne-o spune, este, pe care noi trebuie să ne-o asumăm, să o înțelegem. E vorba de statutul nostru în Hristos și atunci când Trăim o astfel de viață, asigurați că suntem unde suntem, în luptele noastre care țin de provocările cărnii. Astea sunt luptele spirituale, și în războiul spiritual pe care trebuie să-l ducem, care este la alt nivel. În luptele spirituale e vorba de mine, de carne, de satan și de păcate, și aici este problema mea. Nu pot să vin în fața voastră să spun, m-a lovit Satan că sunt pastor, sunt prezbiter, sunt cântăreț și m-a lovit Satan și eu sunt o victimă a războiului spiritual. Pentru că nu mi-am putut ține gura, pentru că nu mi-am ținut mâinile acasă, pentru că n-am știut să îngrijesc ochii. E o bătălie în lupta mea pierdută. Asta e lupta spirituală. Războiul spiritual este a lui. În, război, în lupte noi trebuie să câștigăm, avem destulă putere în război, victoria este a Lui. În războiul spiritual, victoria este a Lui. El este comandantul, El a câștigat și ori de câte ori suntem lângă El în acest război spiritual, noi nu facem altceva decât să împărtășim victoria Lui, să împărtășim biruința Lui. Îndrăzniți la mine căci eu, eu am biruit lumea. Hristos, Dumnezeu ne-a înviat, ne-a adus și ne-a pus Devenim părtași cu Hristos în viață. Devenim cu păr părtași cu Hristos în biruința Lui. Ne face părtași cu Hristos în lumea, în sfera aceea, deasupra tuturor structurilor. De ce nu se poate cumpăra cu bani mântuirea? De ce nu se poate ajunge prin altceva, prin religie sau orice altceva? Pentru că era nevoie de acea putere mare, 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 mare pe care Dumnezeu a folosit-o, nemărginita mărime a puterii sale, prin care Dumnezeu a acționat. N-a fost vorba doar de o minune să-L învieze pe Hristos. Hristos a fost ucis din cauza faptului că era un edict. Plata păcatului este moartea. Și a fost omorât și spune, el a fost dat la moarte din pricina fără de legilor, dar a fost înviat din pricina faptului că voi ați fost socotiți neprieniți. Vă aduceți aminte? Roman capitolul 4, versetele 24-25. Adică a trebuit să moară pentru că toată plata fără de legilor voastre a căzut peste el. Ca într-un paratrăznet întreaga mânia lui Dumnezeu s-a declanșat și Hristos a murit. Învierea lui din moarte nu a însemnat doar victoria lui Hristos asupra lui Satan a însemnat faptul că jertfa lui a fost validată. Că Hristos a plătit tot ce trebuia să plătească. Că înaintea lui Dumnezeu noi deja eram socotiți neprihăniți. Și din moment ce Dumnezeu ne-a socotit neprihăniți prin moartea lui, nu mai era nevoie să-l țină în mormânt. Slăvit să fie numele Domnului. Mântuirea noastră, din punct de vedere juridic, de drept, s-a înfăptuit când Dumnezeu l-a înviat pe Hristos din morți și a dovedit fără nicio putere de tăgadă că este Fiul lui Dumnezeu tocmai înviindu-L din morți. Și toate aceste lucruri s-au întâmplat pentru noi. Ultimul aspect doar menționez că baza mântuirii noastre este harul lui Dumnezeu, nu mai vreau să vorbim despre asta. Versetul 10. Contează faptele bune? Acțiunile pozitive, da, contează, contează foarte mult. Dar ele contează ca și efect al noi noastre identități. Suntem în totalitate lucrarea lui, spune versetul 10. Noi suntem lucrarea lui. Noi suntem zidirea lui. Noi suntem o nouă creație. N-am făcut nimic ca să fim cine suntem. Absolut nimic. Suntem în totalitate lucrarea lui. El a făcut să fim ceea ce suntem. Un om nou, cum spune el mai târziu în capitolul 4, după chipul său. Care înseamnă o restaurare totală. Știți foarte bine: când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat după chipul său și după asemănarea sa. Păcatul ne-a făcut să fim hidoși. Păcatul a chimonosit chipul lui Dumnezeu în noi. A venit Hristos și a lansat posibilitatea și familia și biserica sunt agenții lui Dumnezeu care au responsabilitatea de a duce visul acesta frumos al lui Dumnezeu. Proiectul lui Dumnezeu a fost să umple lumea aceasta și mai târziu cerul cu oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Satan a schimonosit acest chip în noi. Păcatul a murdărit chipul lui Hristos. Ca să fim din nou oameni după chipul lui și după asemănarea lui, a trebuit să facă Dumnezeu această mare lucrare. Și ne-a făcut să fim asta. Care este rolul faptelor? nu fapte bune ca să ne mântuiască. Să vă spun de ce. Pentru că dacă nu ajunge Hristos pentru mântuirea noastră, dacă nu era suficient Hristos pentru mântuirea noastră, dacă nu era suficient înaintea lui Dumnezeu pentru îndreptățirea noastră, jertfa lui Hristos, atunci nici Hristos plus orice altceva Puneți Hristos plus fapte bune, Hristos plus religie. Dacă nu era suficient Hristos care s-a dus pe sine însuși ca o jertfă desăvârșită odată și pentru totdeauna înaintea lui Dumnezeu, nu era suficient atunci nici Hristos plus orice altceva. Faptele bune nu sunt pentru ca să fim mântuiți. Faptele bune sunt ca să trăim o viață nouă, sunt pentru că suntem mântuiți. Vă rog, rețineți asta. Este o bătălie mare, mereu, mereu și ne confruntăm cu ea. Ca să fii copilul nostru, da? Dacă nu spui adevărul, nu te iubește Domnul Isus. Dacă nu-ți duci lucrurile așa, așa -i că îi mințim pe copiii noștri? Dacă noi, ca adulți, am auzit că cineva ne-ar spune asta, dacă faci o greșeală astăzi, nu te iubește Domnul Isus. cum ne-am simțit? Când avem mai mare nevoie să fim iubiți de El? Când suntem buni? Când suntem sfinți? Când suntem perfecți? Când vorbim în alte limbi? Sau când ne prăbușim? Când este rușine să ne ridicăm fața în sus? Când cu toată ființa noastră știm că nu mai merităm să ne asculte? Nu avem atunci nevoie de o confirmare? Așa cum ești încă te iubesc? Așa cum ești, încă sunt gata să-ți ascult rugăciunea. Facem fapte bune, nu pentru că suntem mântuiți. Facem fapte bune, pentru că am fost mântuiți. Adică, faptele noastre nu fac altceva decât să evidențieze afară faptul că noi, noi suntem, am fost și ne-a fost. Nu știu dacă la voi s-a spus ilustrația asta, eu sper că o am pe aia originală, că o știu de vreo 20 și ceva de ani. Că știți cum se întâmplă cu netul acum, zice că a fost un botez în Africa și îl chema Jim, pe tipul care s-a botezat. A fost botezat undeva, într-un ceva improvizat acolo, în Africa și când s-a terminat botezul și au golit uh, uh, baptisterul sau ce era acolo, au găsit o lulea, o pipă mare cu care se trage tutun. Și s-au îngrozit cei care au botezat acolo păstorii. Cine și-a permis? A cui este pipa asta? A cui este luleaua? Tot satul știa, este a lui Jim. Doar el, el era, de când el era cu luleaua. L-au chemat pe Jim. Jim, a cui este? Cum ai îndrăznit să intre? Și vine Jim și spune, nu este a mea. Asta nu este a mea. Este a lui Jim la vechi pe care l-ați îngropat acolo. Eu, eu n-am nicio treabă cu, cu, cu asta. Faptele noastre bune ilustrează noul mod de viață. Alegerea noastră de a trăi o viață nouă ne aparține. Nu ne mai dăm mădularele noastre, roabe ale păcatului. Diferența mare este că acum putem. Cine a murit de drept este izbăvit de puterea păcatului. Câteva concluzii, concluzii aplicative, mi-ar place să le vedeți așa. Dragii mei, Dumnezeu continuă să fie bun și îndurător cu cei păcătoși. Asta este o veste bună. De 2000 de ani încoace, continuă să fie bun cu toți cei păcătoși. Nimeni nu este prea păcătos să spună cu mine Dumnezeu nu poate fi bun. El nu poate fi altfel decât bun. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă în fiecare zi la ce? La pocăință. La pocăință. Dumnezeu este singurul care are viața în sine ca atribut propriu. Noi nu avem viața ca atribut propriu, noi am primit-o și o primim. Dumnezeu, doar Dumnezeu are viața în sine ca atribut propriu, este izvorul vieții, este originea vieții. Și a spus Hristos, după cum Tatăl are viața în sine și Fiul are viața în sine, după cum Tatăl dă viață cu -i vrea și Fiul poate să dea viață cu vrea. Spune, am puterea să-mi dau viața și am puterea să-mi iau viața. Duhul Sfânt are viața în sine, de aceea ne naște din nou. Doar Dumnezeu are viața în sine. El este posesorul vieții, nu ne putem salva pe noi. Nu uitați, doar prin bunătatea și îndurarea lui putem ajunge, ca de sub domnia morții, să ajungem să domnim în viață împreună cu Hristos. Așa, din starea oribilă în care am fost, acordându-ne favoare maximă, Dumnezeu ne-a mântuit. Poate ești aici astăzi și n-ai experimentat asta. Poate că cei mai mulți dintre noi vorbim despre ieri. Am fost așa, am fost în păcat, am fost sub domnia celui rău. Dar acum suntem cine suntem în Hristos. Poate ești aici, poate ești născut într-o familie de credincioși și ai crezut că dacă ai venit în familia de credincioși, ai moștenit ceva. Biblia spune nu, noi toți care n-am trecut prin procesul acesta al izbăvirii noastre, al nașterii din nou, al aducerii noastre la viață, dacă ești aici și încă Dumnezeu nu și-a manifestat puterea în tine încât să te facă să trăsar până în ultima celulă a vieții tare, să-ți dea certitudinea fermă că ești un om nou, nou în Hristos, poate astăzi este momentul când să ne rugăm să te atingă Dumnezeu și pe tine. Și din lumea aceea din care ar fi imposibil să evadezi vreodată într-un fel sau altul să te scoată, să te facă liber, să te facă un om nou, să te pună împreună cu Hristos în locurile cerești. În al doilea rând, ca și concluzii, Dumnezeu a continuat să facă și o face și acum. Puterea Lui e extraordinar de mare o manifestă când salvează oamenii. Să vă spun ceva, dacă vreți să aveți impact asupra oamenilor, a prietenilor dumneavoastră, Spuneți-le o mărturie simplă. Nu le dați citate teologice. Nu folosiți cuvinte de neprihănire, îndreptățire, justificare și așa mai departe. N-au nicio legătură cu asta. Spune atât. Uite-te la mine. Eu am fost așa. Ăsta am fost eu. Atunci m-am întâlnit cu Hristos. Dumnezeu a făcut asta. Și minune. Asta sunt. Cine sunt. Spune povestea ta. Spune. Aia, povestea simplă a eliberării tale, spune cât de mare a fost îndurarea lui Dumnezeu, cât harți a dat Dumnezeu și câtă putere a trebuit să folosească Dumnezeu să te scoată de acolo. Și arată-te zberit și recunoaște că nu datorită faptului că ai făcut fapte bune, că ai venit din familie de credincioși, contează să se roage mama pentru copii? Da, Contează să se roage tata, contează să se roage fratele și sora, da. Dar noi am fost mântuiți pentru că s-a rugat mama. Mama s-a rugat pentru că rugăciunea este puterea care mișcă brațul lui Dumnezeu. Puterea pomenită de mare vine de la Dumnezeu. Și cu cât este mai mult păcat, este mai mult har. Și cu cât este mai adânc omul înfipt în păcat, puterea lui Dumnezeu, cea nemărginită și infinită, este suficientă pentru eliberare. Pentru eliberare. Și astăzi, Dumnezeu se folosește de aceeași putere să scape pe oameni. Ce trebuie să faci este să-l mărturisești pe Isus Hristos ca Mântuitor și Domn, după ce din toată inima crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți. Să mărturisești cu gura ta că vrei să-l ai și Mântuitor, cel care te salvează, dar și Domn sub autoritatea căruia să te așezi. Apoi, în al treilea rând, dacă am fost creați, făcuți o lucrare nouă, pentru faptele bune să umblăm în ele. În al treilea rând, Stilul nostru de viață ar trebui să reflecte schimbarea radicală. O schimbare radicală care s-a produs. Noi alegem, dacă dorim, și așa este plăcut. Așa ar trebui să facem, să alegem să trăim în fiecare zi onorându-L pe Dumnezeu. Dacă recunoaștem că suntem ce suntem datorită Lui, viața noastră va reflecta asta. Vom spune dacă este cazul și cu cuvinte. Vom cânta cântecele în care îl declarăm pe El ca victorios, ca și Domnul asupra noastră și așa mai departe. Vom predica despre asta. Dar mai ales vom lăsa ca viața noastră să se vadă. În viața noastră, mesajul cel mai puternic să fie al vieții noastre. Noi suntem făpturi noi în Hristos. Este deprisos să vă întreb dacă merită. Pentru că din El, prin El și pentru El au fost făcute toate lucrurile, inclusiv noi. Care a fost scopul lui Dumnezeu când ne-a dus la viață nouă? Să arate în viacurile viitoare nemărginita, nemăsurata manifestare a Harului Său s-a dat pentru biserică ca să o sfințească, să o glorifice și în viitor să o prezinte în lumea lui Dumnezeu fără pată și fără zbârcitură. Nu ne-a iubit pentru ce eram, ne-a iubit pentru ce puteam să devenim. Când noi eram păcătoși, dragostea lui Dumnezeu maximă s-a demonstrat prin faptul că tocmai atunci când meritam cel mai puțin, a murit pentru noi. Și dacă atunci ne-a iubit și ne-a dat viața, cu cât mai mult astăzi nu ne va da absolut toate lucrurile, împreună cu Hristos. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.